În acest video vei explora o descoperire arheologică uluitoare din Pompei care schimbă tot ceea ce știam despre acest oraș antic. Vei descoperi detalii fascinante despre viața în Pompei înainte de erupția devastatoare a Vezuviului. Vei vizualiza fresce impecabile și artefacte misterioase care oferă o imagine vie a vieții antice romane. De asemenea, vei analiza cum erupția catastrofală a Vezuviului a transformat acest oraș într-o capsulă a timpului, conservându-l într-o stare remarcabilă pentru arheologi. Rămâi cu noi pentru a descoperi secretele acestui oraș antic și pentru a înțelege mai bine tragedia care l-a lovit. Descoperiri arheologice. În ultimele luni, arheologii au început o nouă săpătură majoră în Pompei, iar rezultatele sunt absolut incredibile. Aceștia au descoperit fresce impecabile și artefacte misterioase care ne oferă o imagine vie a vieții antice romane. Imaginați-vă frescele de o frumusețe rară păstrându-și culorile vibrante în ciuda trecerii timpului, fiecare detaliu minuțios arătând o lume plină de viață în care arta și cultura erau apreciate la cel mai înalt nivel. De exemplu, o frescă descoperită recent înfățișează o scenă de banchet cu oameni îmbrăcați în toga, discutând animal și bucurându-se de mâncăruri delicioase. Frescele descoperite în Pompei sunt de o frumusețe uluitoare. Una dintre ele înfățișează o scenă de teatru cu actori îmbrăcați în costume elaborate, interpretând piese de comedie și tragedie. Culorile vibrante și detaliile fine ne oferă o privire în viața culturală a Pompeiului. Printre artefactele descoperite se numără obiecte de uz casnic, unelte și bijuterii, fiecare având o poveste de spus despre locuitorii acestui oraș prosper. Unul dintre cele mai fascinante artefacte descoperite este un amulet misterios, probabil folosit în ritualuri religioase sau ca talisman protector. Printre artefactele descoperite se numără o colecție impresionantă de bijuterii, inclusiv inele, brățări și coliere din aur și argint. Fiecare piesă este o capodoperă a meșteșugului roman, iar unele dintre ele sunt decorate cu pietre prețioase și semiprețioase. Aceste descoperiri nu doar că ne încântă ochiul, dar și ne oferă informații valoroase despre obiceiurile și cultura romană. Fiecare descoperire arheologică ne ajută să reconstruim modul de viață al locuitorilor din Pompei, oferindu-ne o privire detaliată asupra unei civilizații care, deși dispărută, continuă să ne fascineze. Erupția devastatoare. Pentru a înțelege mai bine contextul acestor descoperiri, să ne întoarcem în timp la anul 79 după Hristos, când vulcanul Vezuviu a erupt, transformând Pompei într-un oraș fantomă. Imaginați-vă explozia colosală care a aruncat în aer cenușă, pietre și gaze toxice. Norul dens de gaz și cenușă a acoperit orașul, reducând vizibilitatea la zero și sufocând locuitorii. Mulți dintre aceștia au încercat să scape, dar au fost prinși în capcană în casele lor sau pe străzi, în timp ce alții au încercat să se dăpostească în temple rugându-se pentru salvare. Erupția a început cu o explozie colosală care a aruncat în aer cenușă, pietre și gaze toxice. Această fază inițială a fost urmată de o ploaie de lapini, fragmente de rocă vulcanică, care a căzut asupra orașului ca o ploaie de foc. Pe măsură ce erupția a continuat, un nor dens de gaz și cenușă a acoperit Pompeiul, reducând vizibilitatea la zero și sufocând locuitorii. Mulți dintre aceștia au încercat să scape, dar au fost prinși în capcană în casele lor sau pe străzi. Erupția a durat două zile, iar când s-a încheiat, orașul era complet îngropat sub un strat gros de cenușă și piatră. Această catastrofă a conservat Pompeiul într-o stare de conservare aproape perfectă, oferindu-ne o fereastră unică în trecut. Revizuirea istoriei. Ceea ce este cu adevărat șocant este că noi dovezi sugerează că erupția Vezuviului ar fi avut loc în octombrie sau noiembrie și nu în august, cum s-a crezut până acum. Această revizuire a datelor istorice schimbă modul în care interpretăm evenimentele din acea perioadă și ne obligă să reevaluăm sursele istorice disponibile. Noile dovezi provin din analiza scrisorilor istoricului Pliniu cel Tânăr, care a fost martor ocular al erupției și a descris-o în detaliu. Pliniu menționează că a văzut oamenii purtând haine groase, indicând o perioadă mai rece a anului. Această descoperire a fost confirmată de analiza inelelor de creștere din copacii fosilizați și de studiul frunzelor și fructelor găsite în stratul de cenușă. În plus, descoperirea recentă a unei monede datând din septembrie 79 după Hristos sub cenușă sugerează că erupția a avut loc mai târziu decât se credea inițial. Aceste noi informații ne oferă o perspectivă mai precisă asupra cronologiei evenimentelor și ne ajută să înțelegem mai bine contextul erupției. Redescoperirea Pompeiului. Primele săpături sistematice în Pompei au început în secolul al XVIII-lea, când exploratorii europeni au redescoperit orașul îngropat sub metri de cenușă. Acești primi arheologi, printre care și renumitul Alcubierre, au fost uimiți de starea de conservare a orașului. Cu fiecare săpătură, au dezvăluit treptat străzile, casele și templele antice, oferindu-ne o fereastră unică în trecut.
Până în prezent, doar 23% din oraș a fost dezvăluit, ceea ce înseamnă că mai avem multe de descoperit și de învățat despre acest loc fascinant. Fiecare nouă săpătură aduce la lumină artefacte și structuri care ne ajută să înțelegem mai bine viața cotidiană în Pompei. Viața cotidiană în Pompei era plină de activități și evenimente sociale. Piața centrală era un loc aglomerat unde comercianții își vindeau marfa, iar locuitorii se întâlneau pentru a discuta și a se bucura de compania celorlalți. Străzile erau pavate cu piatră și decorate cu fântâni publice și statui. Una dintre descoperirile recente, cele mai interesante, este o brutărie completată de o frescă care arată flatbread-urile cu diverse toppinguri. Aceasta oferă o privire fascinantă asupra obiceiurilor culinare din Pompei, arătându-ne că romanii antici erau adevărați gurmanzi. Fresca, care datează din perioada de dinaintea erupției, ne arată brutarii la lucru, preparând și cocând pâinea. Aceasta este o dovadă clară a importanței pâinii în dieta romanilor și a sofisticării metodelor lor de preparare a alimentelor. Brutăria și fresca antică. Brutăria descoperită în Pompei este o adevărată comoră arheologică. Aceasta nu doar că ne arată cum era preparată pâinea în antichitate, dar și oferă indicii despre viața socială și economică a orașului. În frescă vedem brutarii folosind unelte similare celor de astăzi, dar confecționate din materiale primitive. De asemenea, putem observa diverse tipuri de pâine, inclusiv flatbread-urile cu toppinguri de legume și carne, ceea ce sugerează o dietă variată și sofisticată. Descoperirea acestei brutării și a frescei ne oferă o imagine detaliată a modului în care locuitorii din Pompei își preparau și consumau alimentele. Aceasta ne arată de asemenea importanța brutăriilor în comunitatea romană, care erau nu doar locuri de producție alimentară, dar și centre de socializare și comerț. Fresca este deosebit de valoroasă pentru că ne oferă o privire autentică asupra vieții de zi cu zi din Pompei și a obiceiurilor culinare ale romanilor. Rămășițele umane tragice. De asemenea, arheologii au descoperit rămășițele a trei victime, inclusiv un copil, într-o spălătorie antică. Aceste rămășițe subliniază impactul devastator al erupției asupra locuitorilor, aducându-ne aminte de tragediile umane din acea zi fatală. Spălătoria, care era situată într-una din zonele comerciale ale orașului, a fost complet acoperită de cenușă, iar victimele au fost surprinse în mijlocul activităților zilnice. Analiza detaliată a rămășițelor a relevat informații despre starea de sănătate a locuitorilor, dieta lor și condițiile de viață. De exemplu, scheletele prezintă semne de malnutriție și boli comune în acea perioadă, cum ar fi artrita și cariile dentare. Descoperirea rămășițelor umane într-o spălătorie ne arată cât de brusc și neașteptat a fost impactul erupției, lăsându-i pe locuitori fără șansa de a se adăposti sau de a-și salva viața. Fresce mitologice. În casele elitei bogate din Regiunea Nouă au fost descoperite fresce mitologice uluitoare. Aceste picturi aduc în lumină povești din mitologia greacă și romană, oferindu-ne o fereastră către credințele și valorile romanilor antici. Frescele care acoperă pereți întregi ai camerelor sunt de o calitate artistică excepțională și ne arată scene din mituri celebre, cum ar fi povestea lui Hercule, a lui Ulisse sau a zeilor olimpieni. Aceste fresce nu doar că ne oferă informații despre mitologia antică, dar și despre gusturile estetice ale romanilor bogați. Casele decorate cu astfel de fresce erau un simbol al statutului social și al bogăției, iar proprietarii lor se mândreau cu ele. Descoperirea acestor fresce ne ajută să înțelegem mai bine cultura și religia romanilor, precum și importanța artei în viața de zi cu zi. Câinele de pază. Una dintre cele mai emoționante descoperiri este cea a unui câine de pază prins în lanțuri și îngropat de cenușa vulcanică. Acesta era un câine de pază loial care a rămas la datorie până în ultimele clipe, fiind surprins de erupție în timp ce își păzea teritoriul. Descoperirea câinelui de pază este deosebit de emoționantă pentru că ne arată loialitatea și devotamentul animalelor față de stăpânii lor. Câinele, prins în lanțuri și îngropat sub cenușă, este un simbol al tragediei care a lovit Pompeiul și al legăturii strânse dintre oameni și animale în antichitate. Concluzie. Descoperirile recente din Pompei nu doar că ne îmbunătățesc cunoștințele istorice, dar și ne oferă o legătură emoționantă cu trecutul. Fiecare frescă și artefact ne apropie mai mult de înțelegerea vieții în acest oraș antic și a tragediei care l-a lovit. Continuăm să învățăm și să descoperim, oferindu-ne o fereastră unică în viața de zi cu zi a romanilor antici. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să reveniți pentru mai multe descoperiri fascinante din lumea arheologiei. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!